Vremea și vremurile nu se anunță a fi prietenoase cu sucevenii, cel puțin cu cei racordați la sistemul centralizat de termoficare. Aceștia vor primi din nou mai puțină căldură în calorifere. Anunțul a fost făcut de producătorul de energie termică din Suceava Bioenergy SRL, care a subliniat că mai are combustibil doar pentru 5 zile. Tot în comunicat se menționează că primăria Suceava nu și-a onorat înțelegerea potrivit căreia în data de 29 decembrie va achita 1 milion de lei ca subvenție la energia termică pentru luna decembrie, motiv pentru care producătorul de energie termică nu poate achiziționa combustibilul necesar producerii agentului termic. Datoriile firmei care distribuie agentul termic, Termica SA, către Bioenergy, se ridică la 21 de milioane de lei. Producătorul de energie termică din Suceava a mai închis centrala termică în luna octombrie, timp de 10 zile, iar la începutul lunii decembrie a funcționat o perioadă la 60% din capacitate, din cauza unor acumulări mari de datorii la furnizorii de combustibil care nu mai acceptau să livreze biomasă până când nu achită cantitatea deja livrată. Poate 2015 să vină totuși cu vești bune și cu rezolvarea acestei probleme care pare fără de sfârșit.